cabinet vorbim despre o soluție salvatoare în criza COVID-19. Presiunea pe sistemul sanitar ar putea scădea enorm, asta dacă autoritățile ar decide folosirea celor 4 barocamere mobile achiziționate de statul român prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență imediat după incendiul de la Clubul Colectiv. Asta spune medicul Bogdan Cristian Ion, specialist în medicină hiperbară, citat de Cotidianul Jurnalul. Potrivit medicului, în fiecare zi, 200 de pacienți cu COVID-19 ar putea fi salvați cu cele 4 barocamere, nemai fiind necesară ventilarea mecanică a acestora și nici internarea lor pe terapie intensivă. Cu informații suplimentare alături de noi, Mariana Zaharia. Mariana, te ascultăm. Bună dimineața! Medicul a explicat faptul că terapia cu oxigen hiperbar înseamnă aplicarea sau respirarea oxigenului la presiuni mari, ceea ce ajută ca oxigenul să se dizolve direct în sânge. De aici a venit și legătura cu pacienții diagnosticați cu COVID-19 și care au la acest moment nevoie de terapie intensivă. Medicul spune că pot fi tratați astfel pacienții cu desaturații mari, pacienții diagnosticați cu detresă respiratorie acută ar putea fi stabilizați chiar în 2-3 zile. În această categorie intră practic pacienții care au nevoie la acest moment de ventilație. Și chiar și cei intubați ar putea beneficia de un astfel de tratament, dar într-un număr mai mic, pentru că ei fiind intubați stau într-un pat, iar spațiul este mai mic. Practic, în aceste barocamere, pacienții stau pe scaune atunci când primesc oxigen, așa cum vă spuneam, la presiuni mari. Barocamerele au câte 6 locuri fiecare, de aici numărul de 50 de pacienți care pot fi tratați într-un singur loc, iar dacă le scotim pe toate 6, ei bine, vorbim despre 200 de oameni. Cele 4 camere pentru tratamente hiperbarice sunt în dotarea inspectoratelor pentru situații de urgență din Constanța, din Mureș și din Cluj, dar fiind mobile, ele pot fi relocate în orice parte a țării. Mulțumim foarte mult, Mariana, pentru toate aceste date.